În primul rând, mă speriasem, așa că mi-am venit în fire. De unde eram doi, acum suntem destui. Și stăm și bine așa de speriat, nu sunt nici aglomerați. M-am tot gândit, când mi-a spus Georgiana, într-un mod foarte rapid, am scris acolo ceva, în câteva minute, și am făcut un program cu ce ar trebui să... sau program în funcție de care ar fi trebuit să discutăm. Nu l-am în față aici, din memorie spun acum, am zis că vorbim despre liturghie în Armeză, despre Codex Dimonie, despre Vechiul și Noul Testament, despre Biblie în general, și despre alte scrieri care au incidență din perspectiva aceasta a literaturii religioase. Are vreo noimă să integrăm literatura asta religioasă într-o istorie literară? Că până la urmă cursul ăsta avea drept obiect istoria literară. Eu cred că da. Și cum am spus de mai multe ori, cred că e musai să discutăm și despre lucrurile astea, pentru că în funcție de ele înțelegem contextul istoric, înțelegem cearta de idei, semnificațiile tuturor polemicilor care au fost, care s-au desfășurat în timp. Și atunci putem da un răspuns mai precis în legătură cu rosturile culturii noastre. De asta am spus pe de-o parte, iar pe de-altă parte pentru că sunt frumuseți de necontestat în aceste scrieri. Și de altfel, poate e bine să încep cu Matilda, nu cu tot decalogul, pentru că aici o să fiu puțin critic și o să vă spun de ce. Să încep cu altceva. Ea a scris cândva un studiu care acum este datat, ea însă își spunea că e făcut în grabă și de fapt s-a raportat la ce găsise pe de-o parte la Academie, iar pe de-altă parte s-a raportat la ce găsise în fișierele, cum se cheamă, Facultății de Filologie din București. Și atunci este evident că era limitată raportarea la materialul pe care a avut să-l consemneze și să-l comenteze minimal. Dar că de altă parte, felul în care îl prezintă și îl comentează este extraordinar, pentru că Matilda, nu știu că ți-a cunoscut-o direct, eu am cunoscut-o și am fost prieten cu ea la Cataramă și am iubit-o foarte mult și ea mai iubit pe mine foarte mult. Vreau să vă spun că avea o inteligență de diamant. Dar în același timp, deci nu numai că întotdeauna rămâneai mut când discutai polemic cu ea din perspectiva preciziei terminologice, care era caracteristică, dar avea și o tăietură de diamant, cum spuneam. Și o privire de chirurg. Și atunci, cu precizia ei latină, că tot făcea apologia latinității noastre și a limbii noastre, deși ea a fost o personalitate foarte complicată, foarte complexă, eu când am scris despre ea, am spus data trecută, am vorbit din ambele perspective și din perspectiva despre care am mai vorbit prietenul ei și care este și prietenul meu, vorbesc de Alexandru Niculescu, marele romanist, de la Sorbona și de la Padova, care a prezentat-o și dintr-o perspectivă, să zicem, i-a făcut așa un portret elin în același timp. Dar personalitatea, să zicem, care ține de o cultură și care coboară în timp până departe, este foarte pronunțată și e aparent în contradicție, spun unii, cu apologia latinității limbii, dar de fapt la ea se îmbinau lucrurile perfecte. Bun, și ea, Matilda, într-un studiu care se cheamă Biblia la a români, prezintă cronologic toată materia în legătură cu scrierile religioase. Și nu o să fac o recapitulare din perspectiva a ceea ce ea a povestit și a comentat aici. O să încerc să fac altceva. Să încep cu sfârșitul din lucrarea ei,
adică cu concluzia, cu concluzia pe care o trage și care de fapt are o profundă semnificație din perspectiva aceea ce v-am spus eu adineori, adică din perspectiva strict estetică, din perspectiva frumuseții textelor religioase și o să încerc să vă citesc. Spune Matilda, limba în care a fost scris codexul, ca de altfel toate textele din secolul al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, înainte de contactul cu românitatea nord-dunăreană și cu latinismul, care a caracterizat perioada istorică dată, sunt de un autentic și de o frumusețe nemai întâlnite în niciuna din traducerile ulterioare. Numai literatura populară, despre care am vorbit în primele două cursuri noi, da? Numai literatura populară și poeții culți, care au știut să păstreze intactă limba transmisă de strămoși, mai reușesc să redea farmecul acestei autenticități. Asta e concluzia Matildei. Da? Deci tot ce este mai autentic și mai frumos din perspectivă estetică și din perspectiva autenticității limbii, se găsește în textele care au fost scrise înainte, spunea, ea spune, de contactul cu românitatea nord-dunăreană și de contactul cu latinismul. De fapt, trebuie spus invers. De contactul cu latinismul, și o să vedem și în cursul următor, și de contactul cu românitatea nord-dunăreană, pentru că ierarhic așa s-a întâmplat. Dacă privim cronologic. Nu? Că influența latinistă o vedem unde? O vedem la Boiagi. La celebrul Mihail Boiagi, care a scris celebra lui gramatică în 1813, nu? Gramatica arnească sau macedonovlahă, cum i-a spus Matilda, corectându-l și pe Bolintineanu, care este primul editor cu, da? Al acelei, primul care a reeditat gramatica și criticându-l și pe Pericle Papahagii, care dintr-o inerție a preluat denumirea de gramatică românească sau macedo-română. I-a spus nu. Este vorba de o gramatică arnească sau macedonovlahă, pentru că din prefața acelei gramatici rezultă pe evidență un lucru. Și anume, că este actul de naștere, spune ea, al poporului, așa spune, și o spune chiar în prefața la gramatica reeditată, care în mod greșit se numește, editată de Vasile Barba. Nu. Ediția aparține Matildei Caragiu și e bine să știți. Și în prefața ea spune, este actul de naștere al poporului a român, spune ea, care are o individualitate proprie distinctă în Balcani, care are o limbă și înțelege să o cultive. Asta spune în ediția critică pe care o face la gramatica lui Boiagi, și care de fapt este ultima reeditare a gramaticii lui Boiagi. Și vorbește acolo foarte interesant, pentru că unii nu mai pricep ce a spus Matilda atunci, și vorbesc cu totul altfel. Când se referă la Boiagi, spune, Boiagi a scris Romanichii tii Macedonovlahichii, în grecește. Adică a folosit acel atribut de cum se cheamă, Macedono, cum se chema la Boiagi, i-a spus după aia Macedo Vlah, în doteca locului, pentru că este un atribut situațional și așa trebuie privit. Un atribut situațional. Bun. Atunci la Boiagi așa s-a întâmplat. A fost o influență latinizantă despre care o să vorbim data viitoare, nu acum. După care, începând cu Gheorghe Constantin Roja, tot data viitoare o să vedem, a venit influența cealaltă, vădit dacă românizantă, cu care de fapt se înscria în ce? Într-o mișcare generală europeană, că toți încercau la fel să facă. Și greci. La greci nu e nimic scandalos. Ne putem critica, că ne se pare ridicol astăzi, dar și grecii la fel făceau. Spre exemplu, câți dintre voi știți că grecii până târziu, chiar după Costi Palama, Costi Palama fiind poetul național al grecilor, deși acest Costi Palama descindea din celebra familie a pălămarilor, cum se chema cu urat armește, și era nepotul celebrului Panagioti Palama. Palamas era, de fapt, o
să zicem, grecii zare, că dispăreau diacritice în grecește, nu se pot scrie diacritice, dar acel Panagiotis Palama, mare erudit și profesor la muntele Athos, este identificat de mai mulți istorici greci în felul următor. Este originar din Vlahohoria, de pe muntele Parnas. Da? Deci din satele arunești de pe muntele Parnas. De fapt, Vlahohoria era o salbă de sate. De pe muntele Parnas, pentru că o să vedem altă dată, ei au ajuns peste tot. Și în Creta, și în Parnas, și în muntele Taiget, nu? Și în Sparta, peste tot. În Peloponez și așa mai departe. Bun. Și pe vremea lui Palama, se practica diglosia în cultura grecească. De aceea facem un paralel cu cultura românească sau cu cultura arănească care s-a lipit la un moment dat culturii românești. Da? Și s-a intersectat cu cultura românească. Ce înseamnă că practicau diglosia? Înseamnă următoarea chestiune. Că ei scriau textele oficiale sau eseul, da? În Catarecusa, Catarecusa care era de fapt o limbă curățită, încercau să curețe, să curățească, nu știu cum să spun în românește, limba populară din perspectiva limbii antice și de fapt era o limbă artificială. Tocmai de aia, când scriau poezie și proză grecii, nu puteau să scrie în Catarecusa, sau dacă scriau mai degrabă într-un sistem mix, cum a scris Cavafis în prima lui perioadă, sau cum au scris mulți alții. Dar acest Costi Palama, care în mod paradoxal a definit și elenismul cel mai profund, că așa se întâmplă cu culturile. Sunt foarte surprinzătoare lucrurile în fiecare cultură. Gândiți-vă că bascul Miguel de Unamuno a definit spiritul spaniol cel mai profund, nu? El era basc. El a dat cea mai de anvergură. Deci în prima, uite că Georgiana se ocupă cu spaniola, zicem, nu definiție, definire a hispanității și a spiritului spaniol. Așa s-a întâmplat și cu Costi Palama. Și Costi Palama era considerat un fel de campion al demoticismului. Dimotici sau dimotica însemna greaca populară. Așa cum înainte de el fusese campion al demoticismului considerat în secolul XIX, marele poet armân, născut în insula Lefkada, Aristotel Valauritis. Și atunci, exact cum s-a întâmplat în cultura grecească, dar și în alte culturi, și la armâni s-a întâmplat la fel. Adică, unii au încercat să facă o limbă din asta artificială și roșia asta a încercat să facă săracă. O limbă artificială, de fapt, în contact direct cu școala latinistă. Așa cum Petru Maiu vrea să scoată slavismele din limba română, cum se numea ea în limbaj tehnic, din daco-română, și se introducă cuvintele arunești latine care nu erau în limba de aici, de unde vorbim noi. Așa, deci așa s-au întâmplat lucrurile. Armânii, prin Roja, încerca să elimine grecismele, să introducă cuvinte din daco-română și, de fapt, a ieșit o limbă păsărească care a fost și practicată, culmea. Și are un studiu, v-am spus și altă dată, Nicolae Saramandu, excelent, în care prezintă cum a fost practicată această limbă la liceul fetelor române din Budapesta. Fetele române din Budapesta, care erau în proporție de 95% armânci. Din celebrele colonii moscopolene și nu numai, din aristocrația și diaspora moscopoleană. E, tocmai de-aia Matilda a spus nu, autenticul limbii se găsește în textele alea inițiale, înainte de orice contact. Dar să vedem, este chiar așa, o să vedem mai la vale. Că și acolo sunt lucruri discutabile și lucrurile se reglează, până la urmă, în timp. Și acum vreau să încep cu un text din Matilda. Am lăudat Babineauri. Acum o să vorbesc polemic în raport cu ea și de altfel am vorbit și personal. Și de altfel, unul dintre cuvinte vrea să-l și modifice. E vorba de ortodoxism. Ea spune, în principiu, două lucruri corecte aici. Dar, pe de altă parte, o să constatați, din ce o să vă povestesc eu, cât de corecte sau incorecte sunt lucrurile care apar în subtext. E vorba de adevărul 11 din celebrul Dodecalog. Da?
cu 12 adevăruri fundamentale. Spune, a, românii sunt creștini ortodoxi. Ortodoxismul lor are specificul lui, spre deosebire de acela al românilor din nord. Distinția creștin-ortodox deosebește pe a români și a româna, vocabularul ei, de românii și româna din nordul Dunării. Dacă pentru toți românii creștinismul este funciar, primordial și latin, în schimb ortodoxismul este adoptat, fiți atent, tardiv și neogrec la români, dar însușit vechi de peste un mileniu, și bizantin slav la românii din nord. Vocabularul la român conține foarte puține elemente de ritual ortodox, iar literatura rituală este și ea foarte rară. De fapt, a românii nu au avut organizare ecleziastică proprie, biserica greacă impunându-se târziu ca atare. Ce e corect, ce e incorrect aici? Este corect că din perspectiva identității românilor este evident că ei țin, exact de ce spunea Matilda, de acest specific care este legat de ortodoxia greacă. De ortodoxie și nu de ortodoxism. Aici am polemizat eu cu Matilda chiar prin viu grea și chiar vrea să înlocuiască. Pentru că ortodoxism este altceva decât ortodoxie. Ortodoxia e ortodoxie, iar ortodoxismul este mai degrabă o trăire din interiorul culturii care alienează ortodoxia pentru că o ideologizează. Deci nu se poate confunda ortodoxia cu ortodoxismul. Dar lucrul pe care îl spune Matilda aici, de altfel eu l-am mai spus odată când am vorbit despre Trieste, Georgiana a fost atunci și poate și-au ce aminte, când am prezentat contradicțiile între cine? Între Nicolae, aparent contradicțiile, între Nicolae Iorga și Alexandru Xenopol. Și Alexandru Xenopol, când încerca să-i definească pe armâni raportându-i la alt sistem, da? Și le stabileau individualitate distinctă în funcție de mai multe lucruri, printre altele și în funcție de condițiile economice, da? Ale traiului, să zicem, zilnic, că el spunea, spre deosebire de românii de aici care sunt agricultori, iar nu este în primul rând păstor, dar este negustor, este industrial și argumentat. Nu mă interesează discuția asta acum. Mă interesează că spunea, de fapt se întreba, cum? Dacă ritualul la românii de aici, din fosta Dacie, este slavon, cum? La armâni este grecesc. Spunea Xenopol. Se întreba, bineînțeles, retoric, pentru a stabili o notă distinctivă și pentru a pedala pe ceea ce îl interesa în momentul acela. Nu mai insist de ce îl interesa, pe el îl interesa de fapt până la urmă să dovedească continuitatea românilor în Dacie. Și colateral a pus și problemele acestea din perspectiva aceasta. Dar este corect ce spune Matilda, este corect. Este corect. Dar ce nu e corect aici? Vă spun eu imediat ce nu este corect și o să încerc să argumentăm și să și contextualizăm istoric, adică să facem o retrospectivă istorică pentru a înțelege cum s-au petrecut lucrurile cu armânii, pentru că e foarte complicat. Spune, ortodoxismul a fost adoptat tardiv și neogrec. Fals. Adică se face o confuzie, din punctul meu de vedere, între ce? Între ortodoxie și un anumit ritual grecesc oriental. Da? Exact cum se semnau armânii noștri prin companiile, așa zici, grecești, despre care data trecută v-am spus cum interpreta Călinescu, v-am spus și altă dată cum interpretau italienii la Trieste, și așa mai departe. Grecus națiune însemnat de confesiune răsăriteană ortodoxă de rit oriental grecesc. Păi ce erau armânii până atunci? Că spune de aproape un mileniu. Se întâmplă lucrurile astea. Ce erau până atunci? Că se pot întreba oamenii, se pot zminti. Ce erau? Erau catolici? Ce erau? Protestanți? Sectanți? Ce erau? Nu erau ortodoxi până atunci? Și ca să pricepem lucrurile astea,
Este obligatoriu să facem o retrospectivă istorică și după aceea să intrăm în textele propriu-zise. Pe care o să le prezentăm ușor, ușor. Cel mai bun studiu, am spus-o și altă dată, despre romanizarea Macedoniei, l-a scris de departe Cicerone Poghir. Există și alte studii, dar din perspectivă sintetică este limpede că Cicerone Poghir l-a scris pe cel mai bun. Și el ce spune? El, spre deosebire de alți români, care insistă pe autohtonia armânilor în spațiul a ceea ce a devenit mai târziu Macedonia Romană. Da? Adică, în primul rând, în Macedonia, în Tesalia, în Pind, în Elada și așa mai departe. Și în Tracie. Era odată. Dar el spune așa, pe lângă alte argumente, cum ar fi administrația romană, căile de comunicație și cea mai celebră este Via Ignatia, și altele și altele, una dintre dovezile cele mai profunde care atestă autohtonia armânilor în spațiul în care se găsește astăzi, este legată de creștinism. Și rezultă explicit, și nimeni nu poate tăgădui și răsturna aceste probe care sunt clare, inclusiv din Sfânta Scriptură. Și el povestește. Păi Apostolul Pavel, după ce se duce la Neapolis, ce face? Prin anii 51, 52 sau 53, ceva de genul ăsta. Nu se duce la Tesaloniki, se duce la Filipii. La Filipii, care era un oraș vechi macedonean, devenit roman, și care devenise profund roman, mai ales după ce Pompei a luat bătaie de la Antoniu. Că v-am spus data trecută, trei dintre războaiele civile romane s-au hotărât exact în spațiul armânilor de astăzi. La Filipii, la Filipii, la Farsala, da, la Filipii și la Actium. Da? Acolo s-au hotărât. Și atunci Antoniu a adus acolo tot felul de legiuni romane, dar și de romani, propriu-ziși, și era o chestie celebră care se chema, din punct de vedere administrativ, la Filipii, Iulia Augusta. Da? Și atunci era un oraș profund roman, deși era o populație amestecată în Filipii. Pentru că sunt atestați și traci acolo. Aici erau macedoneni, în primul rând, bineînțeles romanizați, erau traci, erau și romani, pur și simplu, în vremea aia. E vorba de proto, să zicem, strămoșii armânilor, da? Un fel de proto-armâni acolo. Că erau traci, este dovedit de Fedru. Cine e Fedru? Cel mai mare fabulist latin. Cel mai mare fabulist latin care vorbea despre conștiința lui Tracă, iar Cicerone Poghir, care traduce în românește magistral, are și un studiu magistral despre Fedru. Și era deci o lume de amestec, dar în principal macedo-romană, și acolo ajunge de la Neapolis Apostolul Pavel. Și se adresează deja în anii, fiți atenți, 51-52, cu formula latină Episcopis et Diaconibus. Folosește pluralul, spune Cicerone Poghir, are dreptate. Păi când spui de Episcopis et Diaconibus, înseamnă că deja exista o realitate acolo, din perspectivă organizațională, da? Și duhovnicească, bineînțeles. Mai spune în alt context, în limba latină, pentru că în ce limbă, spune Poghir, reamintește lucrurile pe care le știm, de fapt, vorbea Apostolul Pavel, în trei limbi. El vorbea ebraica, vorbea latina și vorbea greaca. Dar acolo se adresa concetățenilor lui, pentru că el era cetățean roman. Și vorbea în latină. Chiar tovarășii care îl însoțeau, spune Poghir, aveau nume exclusiv romani. Dar nume romane găsim și, dacă citiți epistolele către filipeni și către tesalonicieni, o să găsiți și nume de bărbați și de femei romane pure în acel spațiu. Și mai spune omnes fratres in universa Macedonia. Păi ce dovadă mai mare vrei decât asta? Ca să nu mai vorbesc că la Filipii Apostolul Pavel întemează ce? Apropo de vechimea creștinismului la armâni. Prima comunitate creștină din Europa, la Filip este atestat. Da? Deci fiți atenți și aristocrație, da?
Problema este că e o moștenire extraordinară, dar cum spun eu întotdeauna, ce faci cu moștenirea aia? Ești vrednic de ea sau nu ești vrednic de ea? Că poți să pornești foarte bine și să ajungi foarte rău, nu? Să ai un start excelent și... Acum existau și evrei de genul acela. Păi, evrei existau peste tot. Evrei existau peste tot. Eu știu că în primii, în primii la început, creștinismului, primii convertiți la creștinism erau evrei. Nu numai. Spre exemplu, sunt atestați o grămadă de macedoni din legiunile romane. Dar acolo era vorba de o populație majoritară. Macedo-romană, elino-macedo-romană, traco-romană, pentru că erau tot felul de populații. Pentru că Filip era la, cum zic eu, la granița cu Tracia, practic, da? Și lumile se intersectau. Spre exemplu, Piatkowski, în cultura românească mare elenistă, vorbește foarte aplicat pe documente ce s-a întâmplat atunci, cu toate amestecurile alea. Un nume latin nu înseamnă neapărat că e latin. Paul e nume latin. Păi nu înseamnă că este... Saul. Deci nu înseamnă că este latin, dar eu vorbesc aici de faptul că se spune episcopise diaconibus. Adică că în spațiul ăla exista o organizație bisericească. În anul 51-52, ce să mai discutăm? Da? Ce să mai discutăm mai mult de educație? Era curios de etnia celor creștini. Poftim? Era curios de etnia acelor creștini. Cum nu? Când Apostolul Pavel le dă grecilor exemplu, citește epistolele. Pe macedonii îi dă ca exemplu. Spune clar așa. Ca exemplu îi dă, da? Că după aia a coborât înspre Grecia, propriu-zisă, numită convențional Grecia astăzi, da? Bun. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare din perspectiva asta. De ce are semnificație lucrul ăsta pentru cultura românească și are și pentru cultura românească? Pentru că dacă lucrurile stau așa, atunci se pune problema sub ce formă, apropo de Matilda, sub ce formă? Și Matilda spune un adevăr incontestabil. Creștinismul este funciar și primordial de factură latină, romană, la noi. Pe exact asta spun și eu, aici suntem într-un deplin acord. Deci creștinismul a fost de factură romană. Ce atestă că a fost de factură romană? Tot vocabularul fundamental care privește creștinismul din limba noastră. Începând cu cuvântul de creștin, creștinul, care este de fapt identic școala din română. Și care, fiți atenți, s-a păstrat doar la români și la români, nu s-a păstrat la alții. La alții l-au luat ca neologism. De ce chiar cu Alexandru Niculescu, cu marele romanist, vorbeam, de ce l-au luat ei ca neologism? Intrăm într-o discuție foarte lungă, dar e foarte interesantă. Pentru aristocrația moștenirii noastre. Cert este, și Matilda dă aici, dă și poghier și dă o grămadă, cuvintele fundamentale. N-are rost să le număr pe toate, că sunt foarte multe. Să zicem, dumniță. Da? De la Dominus. Alt cuvânt extraordinar care s-a păstrat doar la români și la români. Care a existat în provențala veche, a existat în italiana veche, dar s-a pierdut. Da? Și care, fac acum o mică paranteză, despre care Dan Bota are o, cum să zic eu, o observație genială, raportată la documentele Imperiului Roman de Răsărit. Spune că în conformitate cu documentele oficiale ale Imperiului Roman de Răsărit, ce vom constata? Că sintagma păgână în vremea lui Constantin cel Mare, de imperator Cezar, a fost schimbată cu Dominus Noster. Dar Dominus a dat Domnul. Și Dumnezeu. Și Dumniță. Adică, era o denumire care desemna pe Dumnezeu, da? Divinitatea pe de-o parte, dar avea și o semnificație de conducător politic plasat sub Dumnezeu. Asta ce atestă? Identitatea cu Imperiul Roman de Răsărit. Da? Pe lângă Dumniță, Stămăria, nu? Sau Sfânta Maria. Stămăria, denumire latină. Hai să, pe sărite, să vă dau câteva cuvinte pe care le dă Matilda, sau se dau pe care le folosește Cicerone Pochir. Raportat la tainele bisericii, nu? Comunicare, nu? În română, acum se zice mai mult împărtășire, exista comunicare.
Da? E interesant că și comunicația vine de aici, dar de fapt comunicația este o secularizare și o cădere din cuminecare sau comunicare, cum spun almânii la împărtășire. Absolut toate cuvintele sunt importante, să zicem, sunt de origine latină, deși noi nu amăștenim cuvinte latine pentru toate tainele bisericii. Spre exemplu, la spovedanie, cum zicem noi armânii în clipa de azi, în clipa de față? Zicem ori exmologiseare, ori ximologisiri. Asta e grecesc. La păcat, cum spunem? Pe vremuri, și se vede și în inscripția lui Nectarie, tâlpul de la 1731, spuneau picat sau pecat. Astăzi a cam ieșit din uz și spunem amărtia, din grecul amartia, da? Deci amărtia, care e adevărat că este din perspectiva posibilității de a face un verb mai la îndemână al mâinilor, pentru că poți să spui amărtisi, a păcătuit, de la picat nu poți să faci un verb. În același timp și semnificația mărtie este extrem de profundă și are o rădăcină foarte veche, care inițial era în legătură cu filozofia apolonică și care după aceea a însemnat ceva foarte precis. Ce însemna amărtie asta, cum zic armenii, se ce mai gândește? Însemna, sau de ce te aflai într-o stare de păcat? Nu avea semnificație morală, da? Avea semnificație ontologică. Pentru că, de fapt, cădeai din legătura cu Dumnezeu. Deci tu te afli într-o stare de păcat, că nu mai ești în legătură cu Dumnezeu. Când te afli într-o stare de străinătate față de Dumnezeu. Dar cert este că toate cuvintele importante, alea primordiale, sunt de origine latină. După cum, inclusiv, biserica vine de la bazilica. Biserică l-au doar armenii și românii, da? Biserică românii, armenii l-au pe biserică care vine de la bazilica, pentru că occidentalii, în mod paradoxal, au folosit o denumire greco-latină, de fapt grecească. Eclesia. Da? Eclesia. Din grecește. Toți romanicii. L-au păstrat doar armenii și românii. Dar cu două semnificații, și de biserică propriu-zisă, dar și de construcție, de adărămintul, cum zic armenii, da? Deci sunt lucruri foarte importante și fundamentale. Nu mai vorbesc Crăciunul și toate celelalte, după aceea o grămadă de denumiri de sfinți. Inclusiv sfinți care astăzi se numesc altfel în limbajul popular al armenilor. Și aici Aurica Piha, în cartea ei cu sfinții armâni, pe care a publicat-o de curând, face în mod corect, remarca asta. Spre exemplu, era sâmnicoară, acum toți spun Agiu Nicola, din grecește. Da? Deci toți spun Agiu Nicola, dar inițial era altfel. Dar au mai rămas de miri la tine. Sumedru, spre exemplu, da? Sau Sumchetru, pentru Sfântul Petru. Cert este că acele cuvinte fundamentale, în sens primordial, toate sunt de origine latină. Și de ce sunt de origine latină? Pentru că latinitatea a fost extrem de profundă în acel spațiu. V-am spus că încă de pe vremea războaielor civile romane, latinitatea este atestată. Se atestă. Nu numai că este atestată, dar a rămas în mentalul popular. Pentru că unii uită acum să vorbească despre Roma. Vorbesc despre tot felul. Când vorbesc despre cultura armenească. Folosesc tot fel de construcții, încearcă să construiască, să facă, da? Dar uită că acei călători occidentali, când ajungeau în spațiul nostru, spuneam, ia uite ce spune Ihalul Vlahiții, mari vlahi, adică cei din spațiul Tesalii și Alpindului, sau din spațiul Eladei, pentru că în perioada medievală, o să vedem, Vlahia se confunda cu Elada. Elada era atestată de Homer, cum am spus altădată, exact într-un spațiu mic din Tesalia, iar Aristotel o plasa într-un spațiu mic din Epir. Acolo este rădăcina Eladei. Alții au venit și au spus că vine de la Seles sau Heles, care de fapt sunt veghetorii, unii au spus paznicii, sau servitorii.
Nu, cred corect este să spui veghetorii templului de la Dodona sau Dodonii, care este cel mai vechi oracol din ceea ce numim astăzi Grecia convențional, Grecia antică convențional, și care se găsește la 20 de kilometri sud de Ioannina, adică în plămânul spațiului nostru. E, și Mihailo Vlahiția spuneau, prin tradiția lor, călătorilor occidentali, mi se pare că inclusiv ăsta, Bougainville sau nu știu care, reproduce chestia asta, spuneau așa, noi ne numim și bruții vlahi. De ce numim bruții vlahi? Pentru că, după tradiția lor, ei își aminteau că veniseră din Abruții Italiei. Și de altfel, inclusiv în zona moscopolitană, unii pretindeau că au fost aduși de Quintus Maximus. Și așa mai departe. Deci existau tot felul de tradiții populare locale, ca să nu mai vorbesc că existau mituri, despre care scrie superb Nicola Caratană. Când va crea pe top Avlona? Avlona, da? Portul de la Adriatică dinspre Italia, da? Ca să vină romanii, spuneam, nu? Ca să vină romanii peste mare, să ne mântuiască, să ne scape. Deci vedeți cât de complicate sunt lucrurile cu cultura armenească. Ceea ce este cert este că acolo, provincia aceea, Macedonia Romană, despre care nu are noimă să vorbesc acum, că nu se confunda cu ea antică, am spus 2000 de ori până m-am plictisit, că cumprindea aproape toată Grecia continentală. Deci, în Macedonia Romană a fost romanizare continuă 800 de ani. 800 de ani, din 168 înainte de Hristos, de fapt din 148 oficial înainte de Hristos, când Macedonia devine provincie romană, după ce, nu inițial, Lapinna, Perseus, ultimul rege macedonian, ia bătaie, da? Este învins de Paulus Emilianus, fiul lui Scipio Africanul, care cucerise Cartagina, da? Și care și-a după aia apelativul Macedonicus, pentru că cucerise Macedonia, vorbesc de Paulus Emilianus. Deci din momentul ăla, din 168, putem vorbi de Macedonia Romană, dar mai ales din 148, pentru că a mai avut o revoltă a lui Andriscos, s-a revoltat Andriscos, s-a bătut cu Romania, a luat bătaie, România a pus piciorul în brac și a spus gata. Provincia Romană Macedonia cu patru capitale. În Pelagonia, cu locul cu tare, cu tare, cu tare. Acum, din punct de vedere bisericesc, deci ați văzut că în anul 51-52, deja strămoșii armânilor aveau o organizație, organizare bisericească, că se vorbea de episcopii se diaconibus. Asta înseamnă mai multe episcopii. Dar ce se întâmplă, apropo, despre faptul despre care vorbeam eu, că creștinismul în sens original este de factură romană, latină, și asta este demonstrată explicit prin lexic, prin lexicul primordial, vorbesc, nu cel adăugat, adică nu prin adstrat, cum zic lingviștii, nu? Că există un substrat și un adstrat. Adstratul presupune ceea ce se integrează în limba ulterior. Ce se întâmpla din perspectivă bisericească în spațiul acela? De cine atârnau ei? Armânii, vorbesc. Atârnau cumva de Constantinopol? Că știm că de la 300 și ceva cu Constantin cel Mare, da? S-a creat noua Romă. Iar Constantin cel Mare, care era născut pe undeva pe lângă Niș, dacă printr-un spațiu traco-roman, da? Normal că era interesat de spațiul Tracii, era interesat chiar și de spațiul Daciei, pentru că a făcut niște lucruri în legătură cu Dacia. Și Dacia pe vremea era de două feluri. Era Dacia, să zicem, mai hiperboreană și ea mediteraneană. Dar armânii de cine atârnau? De cine atârnau? E foarte interesant. Nu au atârnat de Constantinopol până după cearta iconoclaștilor. Știți când a avut loc cearta iconoclaștilor? Deci cearta iconoclaștilor a fost între anul 726 și 848, zic din memorie, și sper că nu greșesc. Oricum, în 848 se termină cu cearta iconoclaștilor și din momentul acela armânii ajung să atârne de Constantinopol, pentru că de cam Constantinopol, până atunci, atârna Tracia. Gândiți-vă ce însemna Tracia. De acolo, de unde vorbeam noi, de lângă Macedonia, până în Asia Mică, pentru că Bizanțul era tot denumire Trac. Da? Era denumire veche Tracă. Deci, Tracia, Pontul,
și Microasia, cum se chema în grecește, adică Asia Mică, atârnau de Constantinopol. Dar nu! Macedonia romană vorbesc. Și când spun Macedonia romană, gândiți-vă la tot. Da? Gândiți-vă la toată Iliria, gândiți-vă la Epir, gândiți-vă la Pin, gândiți-vă la Tesalia, mai târziu Tesalia. De cine atârnau? Atârnau de Roma. Iar episcopul Salonicului avea rang de vicar papal. Unii zic, hopa. Apropo, de ce spune Matilda aici? Că aici e greșeala Matildei. Da? Că ortodoxismul este adoptat tardiv. Dar vechi, de aproximativ un mileniu, spunea, nu? Armenii erau ortodoxi. Inclusiv acel episcop al Tesalonicului sau al Sărunii sau al Salonii, pentru că armenii Salonicului spun până ziua de astăzi Săruna de la latinul Salona, fiind unul dintre toponimile care atestă, cum spunea Teodor Capidan, și au recunoscut și ceilalți prin Sextil Pușcariu și ceilalți, care atestă autohtonia armenilor acolo, după cum este întărită autohtonia armenilor raportat acest toponim, că slavii l-au preluat tot sub o formă latină când au venit. Au preluat formă latină. De la cine? De la aia, ce-or fi fost ei acolo. Strămoșii armenilor, proto-armâni, armâni informare, ce-or fi fost pe vremea aia, da? Macedo-romani, elino-macedo-romani, unii și traco-romani mai dincolo. Deci, așa stăteau lucrurile. Iar în 535 după Hristos, Justinian, împăratul Justinian, care moare în 565, care este ultimul împărat roman, despre care Gheorghe al Platar Cima sau Gheorghis Plataris spune aici, într-unul dintre manuscrisele astea, aici spune, nu aici, aici, în fericirile Maicii Domnului, care se citeau la Vlahierna, cum a spus, în cartierul aristocratic armânesc sau Vlah din Constantinopol. Deci, Justinian spune aici, era armân. Hai să zicem proto-armân, dar eu vreau să vă faceți o socoteală. Justinian moare în 565 după Hristos, iar Macedonia devine provincie romană oficială în 148, dar de fapt fusese cucerită în 168 înainte de Hristos. Cât înseamnă 565? Minus timpul din până în 168? Vreo 700 ceva de ani, da? Păi ea se formaseră. Iar Socrate Liacu, un istoric important grec de origine armânească, spune că de fapt cetățile nu mai aveau nume clasice acolo și că de fapt formele toponimice începuseră să se autohtonizeze. Da? Și atunci Justinian spune, voi o să țineți de acum, din punct de vedere bisericesc, de cine? De Justiniana Prima. Unde era Justiniana Prima? Era la Ohrida de astăzi. Unde Teodor Capidan are un articol în armână și îl prezintă pe un vechi centru mănăstiresc armânesc, care după aceea, la un moment dat, devine un centru de iradiere al culturii slavone și acolo se formează și limba liturgică slavonă. Vedeți ce amestecate sunt lucrurile? Dar e foarte interesant încă un lucru, apropo de identitatea lexicului latin original al armenilor cu al românilor. Pentru că toate cuvintele alea, multe de tot, sunt identice cu excepția a două. Câșleagă, care era în legătură cu o interdicție de a mânca, să zicem, carne, în legătură cu preasenie, cum spun armânii, sau păresimii, cum spuneau românii odată, acum spun post sub influență slavă, și lălătoare, care vine de laboratoria, din latină, care însemna, de fapt, zi lucrătoare. Astea două cuvinte diferențiază lexicul latin original al armenilor și al românilor. Dar eu cred, și după cum doar armenii și românii au păstrat cuvântul basilica, sub forma biserică sau biserică, care am spus că semnifica și instituția bisericii, dar și clădirea propriu-zisă și că toți romanicii ceilalți au luat eclesia de la greci, deși erau romanici. De ce oare? Pentru că la un moment dat a fost deși inițial rădăcinile lor erau evident erau diferite, a existat o comuniune, și mai ales pe vremea Imperiului Roman de răsărit. Iar din punct de vedere bisericesc și din perspectivă bisericească, lucrurile sunt întotdeauna cele mai profunde. Cine mai ținea de Justiniana Prima, știți? Știți? Dacia Mediteraneană. Care era Dacia Mediteraneană? Dacia care rămăsese pe hartă,
și care nu era Dacia asta de aici unde suntem noi acum, adică Dacia Hiperboreană, era Dacia care se găsea într-un mare spațiu din Serbia și din Bulgaria. De-aia, sub influența unor izvoare bizantine, probabil, dar mai ales sub influența unor cărturari greci care negau autohtonia armânilor în spațiul în care noi locuiam, unii intelectuali armâni, și este de o comedie absolută, și din punctul meu de vedere spuneau o prostie, dar asta este, da? Sub influența celor cărturari neogreci, da? De prin secolul XVIII, deci 1700 și mai încolo, știți cum îi numeau cărturarii greci pe armâni? Mulți dintre ei, în afară de vlahi, de fapt vlahii numeau pe toți, pe români și pe armâni. Nu cum ziceau unii, o să, chiar am scris studiul ăla, o să fac public, cu Riga Fereu și cu Nea Harta, Dizvlahia și cu toate celelalte. Asta nu înseamnă că ei erau identici din perspectivă etnică sau din perspectiva identităților sau din perspectivă culturală, nu. Dar eu vorbesc cum erau ei, cum era, ce denominație foloseau grecii. Nu, foloseau Vlahias și Vlahii. Scrind, cum scriu ei, Vlahoi și așa mai departe, și Vlahias. Da? Dar de ce oare au fost atâtea identități din perspectiva lexicului original latin? Pentru că, vedeți, a existat o comuniune inclusiv bisericească. Da? Și ca să mă întorc la cărturarii moscopoleni, ăla care cheamă prima oară, să zicem, aproape isteric, pe armâni, să-și abandoneze tradițiile, să rămână ca o poveste, să-și abandoneze limba și din ce erau ei să devină greci, și le spune asta și albanezilor și bulgarilor, e vorba de Daniel Adami Hagi Moscopoleanu, da? Care își publică celebra lui lucrare prin 1794, parcă la Veneția, după aceea ei se republică în 1804 lucrarea și de fapt aia e ediția care mi-a rămas, cu adevărat. El e chemat pe armâni să se grecizeze, dar sub influența cărturarilor greci, cum credeți că se chema, semna? Băga ipografia, cum spune armâniaște, da? Semnătura. Se semna misiodacul. Deci comedia este imortală, este absolută. Deci tu te numești misiodacul, adică dac din Moesia, adică exact din spațiul ăla unde exista Dacia Mediteraneană, da? Actuala Bulgarie și Serbie, da? Și chem pe armâni să devină greci. Da? După aia, mult mai târziu, apar unii care argumentează că armânii, de fapt, sunt autohtoni acolo și ei sunt continuatorii vechilor populații macedoniene și eline romanizate, cum a fost de-abia în 1832, un membru al Academiei din Berlin, pe care îl cheamă Constantin Cuma, din Larisa, care era tot armân, bineînțeles, și care polemizează, cum am spus eu, fără să-l numească, cu Constantin Roja, care îi făcea pe armâni traco-romani într-o lucrare nemțească. Și asta tot într-o lucrare nemțească, într-o grămadă de volume, care este de fapt o istorie a Greciei, îi prezintă pe armâni așa. Și se naște ideologia, în funcție de care, de fapt, armânii erau niște greci, în parte deznaționalizați, că au abandonat limba și trebuiau să revină la marea tradiție greacă. Da? Dar comedia absolută e că cei care încep se cheme efectiv înscris pe armâni să grecizeze, se semnau, cum se semna Daniel Adami Hagi Moscopoleanu, misiodacul. Bineînțeles că erau tâmpene, din punctul meu de vedere. Dar asta o face sub influența unor cărturari greci. Iar armânii, după aia, ca replică, au scris cărți după cărți ca să demonstreze că ei sunt autohtoni acolo și ei au devenit mai pur decât greci. Asta ține de comedia istoriei noastre ideologice. Bun. Deci în 535 armânii atârnau de Justiniana I. Justiniana I, unde este Ohrida de astăzi, centrul la superb mănăstiresc, unde doi armâni, eu e prezent de la armâni, s-a scris începând de la Șincai și Aurica Pic aici în Sfinția Români dă două surse, dar sunt și alte surse. Alții au făcut greci, alții au făcut bulgari. De fapt ei veneau din Salonic, țineau de o mănăstire din Olimp, vorbesc de Kiril și Metodiu și s-au dus. Asta este tipic armânesc, pentru tiparul armânesc. S-au dus acolo și au format limba liturgică slavonă, care este limba liturgică pentru toți slavii din lume în ziua de astăzi, da? La Ohrida de astăzi, adică în spațiul prim Justinianei prime. Dar armânii au început să atârne de Constantinopol, de-abia după cearta iconoclaștilor, adică în 148. Vă dați seama?
Ce târziu? Dar asta nu înseamnă că ei nu erau ortodoxe. Spui ortodoxismul, că se creează confuzii, cum a spus Matilda aici. Adică, pe de o parte, spune corect Matilda, creștinismul este funciar și primordial latin, dar după aia spui că ortodoxismul, folosind, cum am spus, o chestie care ține de ideologie și care e și o, până la urmă, și o alienare adevărată de ortodoxii, adică se confundă ortodoxia cu ortodoxismul, și spui că a fost adoptat tardiv. Nu tardiv, a fost adoptat altceva. Ritual, din punctul meu de vedere, da? Grecesc. Că pe vremea aia, dacă vă uceați aminte, apropo de cearta iconoclaștilor, zici, dacă privim în urmă, mai degrabă apărător al ortodoxiei era papa, că papa era ortodox atunci, până în 1054. Ăia în Orientul lua să razna complet. În continuu aveau scandaluri. Adică cădeau dintr-o erezie în altă erezie. Și papa săracul, de multe ori, el era de rândul. Nu! Asta. Așa e corect din punct de vedere ortodox. Când auzi că episcopul Tesalonicului era și vicar papal, mamă, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă, de fapt. În vremea aia. De asta, întotdeauna trebuie să avem în vedere contextul istoric. Întotdeauna trebuie să avem în vedere mentalitățile dintr-un timp istoric strict determinat. Nu avem voie cu mintea de acum să interpretăm ceea ce s-a petrecut atunci. Nu! În primul rând trebuie să ne raportăm la documentele în starea lor nud, așa cum sunt, și după aceea ne apucăm să facem interpretări. Iar când facem interpretări, să facem interpretări și din perspectiva înțelegerii oamenilor din vremea respectivă. Adică nu interpretăm cu mintea noastră de acum și atât. A, noi interpretăm critic. Că suntem obligați să avem un spirit critic. Pentru că dacă nu avem spirit critic, nu avem discernământ. Sau cum spune Arminii Superb, nu avem diacrisi. Diacrisi care înseamnă discernământ și vine de la diacrisis, care de fapt înseamnă punere în criză. Pentru că crisis însemna judecată. Și e sinonim chiar în armână. În armână avem și cuvântul latin judicată și crisis. Nu? Și spunem lucrisire sau lucidicare. E perfect, corect. Normal că fondul original este ăla latin. Judicare. Deci cam așa o stau lucrurile. Deci este evident că la un moment dat noi ne-am confundat cu Imperiul Roman de răsărit. Că din perspectiva antică creștinismul a fost funciar latin. Și este evident că după cearta iconoclaștilor am început să atârnăm de biserica cui? Grecească. Mai ales că după Justinian, deci Justinian moare în 565 după Hristos, deja în 612 apare împăratul Heraclius. Heraclius care începe ce să facă? Să schimbe în biserică și în administrație limba latină cu limba greacă. Limba latină cu limba greacă în condițiile în care tradiția limbii latine acolo nu e cum zic unii. Cum zicea domnul Cavafis, care polemizează cu un istoric britanic și spune, nu! Nu e corect cum numește istoricul britanic. Că noi trebuie să ne numim, adică în istorie trebuie să apară Imperiul Grecesc și nu Roman. Pardon, spune și Nicolae Iorga. Nu, era Imperiul Roman toată ziua. Iar structura lui a fost menținută în parte de Imperiul Otoman, pentru că romanii au creat niște tipare atât de profunde, că nimeni nu a mai putut trăi în afara lor. Ăsta a fost geniul romanilor. Geniul al romanilor despre care, cum spuneam data trecută când am vorbit de basme și de atmosfera romană din atunci când se povesteau basme, nu mai vrea să audă nimeni astăzi, dar nu vrea să audă de ce. Pentru că lumea a devenit incultă. Da? Nu din altă perspectivă. Și atunci se schimbă, dar Ahilea Lazaru de la Universitatea din Atena, pe care îl citează și unii istorici români, spune, nu deodată s-a schimbat. Pentru că, simultan, în mare perioadă de timp, slujba se făcea și în latină și în greacă. Și în latină și în greacă. Dar, la un moment dat, și mai ales după ce grecii, da, iau bătaie de la turci și Constantinopolul, sau Polia, cum spunem noi armânii, deci orașul de chintesență, este cucerit, atunci, conducătorul religios era cel care determina și forma de învățământ. Pentru că din perspectiva cutumelor și legilor Imperiului Otoman, nu puteai să ai școală decât într-o strictă dependență de biserică. Dacă nu aveai conducător religios, adio și școală. Neavând școală și conducători religioși fiind greci, deși, o să vedem aici, este altă ceartă de-a mea, nu peste timp, că am vorbit lucrurile astea cu Matilda.
apropo de decalog. Și ea, apropo, avea un umor nebun. Cum am spus, avea o inteligență scripitoare, o inteligență de asta de bisturiu. Dar în același timp, mi-aduc aminte când Alexandru i-a propus și până la urmă a apărut cartea aceea unde am și eu 3 texte sau 4 texte despre ea, a spus, haide să vii cu tine iar mâine aici și să facem un fel de seară de poezie și să vorbim despre poezia ta și despre tine. Și a spus, ce sunteți nebun? Cum? Păi dacă vin eu acolo cu personalitatea mea, înghețați toți, nu mai vorbește niciunul. Ce, nu mai puteți să mă criticați. Trebuie să nu fiu eu ca să puteți să mă criticați. Asta era Matilda. Avea un umor nebun, dar așa gândea, în esență. Și aici Matilda spune în felul următor. Vocabularul al român conține foarte puține elemente de ritual ortodox, iar literatura rituală este și ea foarte rară. De fapt, a românii nu au avut organizare ecleziastică proprie, biserica greacă, impunându-se târziu ca atare. De a spune, este adoptată, așa zisul lui ortodoxism, care de fapt, da? Este practic ritual mai degrabă. Da? Este adoptat tardiv, dar e vechi de un mileniu. Dar mileniu de dinainte? Mileniu de dinainte? Dar perioada medievală nu avea organizare? Hai să vedem. Pentru perioada veche, antică, e limpede, ați văzut. Exista o grămadă de episcopii. Exista episcop al Tesalonicei, existau peste tot episcopii, în toate orașele importante din Macedonia. Și sunt atestate ca episcopii ale Macedoniei Romane și ale macedonienilor, da? Deci este limpede că existau, dar mai târziu în perioada medievală existau. Ce știți voi? Existau episcopii ale armenilor sau ale vlahilor? Bineînțeles că existau. Cu care să începem? Hai, dăm așa, eu am făcut un studiu exhaustiv, pe care nu l-am publicat, de 10 de pagini, pe care vreau să-l mai adâncesc, dar din studiul ăsta al meu mi-am notat doar câteva. Dacă văd bine, dacă nu, dacă cineva înțelege scrisul meu despre care un prieten de-al meu glumea că seamănă cu o encefalogramă de nebun, chestia așa, vă dau să citiți. Dacă nu, eu oricum știu pe de rost și mi-aduc aminte. Așa. Nu văd foarte bine. Și scriu atât de urât că și eu nu mai înțeleg. Dar fiți atenți. Bun. Și din perioada veche, de pe vremea lui Papa Siricus, câte s-au întâmplat. Hai să zicem secolul XI. Ca să nu ne referim la mileniul ăla, unde e limpede, că era plin de episcopii atestate. Secolul XI. Existau episcopii? Ce înseamnă secolul XI? 1000, nu? Ia uitați aici. Mi-am notat eu pe sărite. În secolul XI, la mănăstirea Biserica Sfântul Clement din Ahris, apare în documentele bizantine. Ioanes, zic în românește, traducerea, da, am tradus-o. Ioanes, preot al prea Sfântului Episcopat al Vlahilor. O să-i spui unui grec, pardon. Pardon. Mai departe, să luăm în timp. Ați auzit de Vasile al II-lea Bulgaroctonul? Despre care istoriografia zice că era armean, dar unii armenii am spus că era armân. Dar era armean. Cel care a scos ochii bulgarilor. Ce a făcut el? Ca să poată să-i controleze mai bine pe armâni, le-a făcut un episcopat. Despre care bizantinologul excelent, care este Petre Năsturel, spune că era pentru toți vlachii din actuala Bulgarie, Gheorghe Zbuchea, spre exemplu, și alți istorici, spun că era un episcopat pentru vlachii din toată peninsula balcanică. Vorbesc de anul 1020. Da? Anul 1020. Bun. De Alexe Comnenul l-ați auzit, da? George Bun a scris despre Comneni. Da? Inclusiv despre Ana Comnena, celebra intelectuală și scriitoare, că erau armâni. Și demonstrează asta. Da? Pentru că Abafis, Ana Comnena era un temperament pur grecesc. Dar ce importanță are în contextul în care vorbim noi acum? Are o singură importanță. Că pe vremea, deci comnenilor, apare
Ia ascultați cât de mult seamănă cu numele meu. Episcopul Vlahilor vrea notes, știți unde avea scaunul episcopal, tronul episcopal? La Vranie. Apare Vraniana până și în Etolia, înspre Grecia de jos, da? Eu am glumit cu Tede Cal, m-am întâlnit odată la Capșa cu el și cu Patapievici. Și Patapievici zice, de unde vine numele de Vrani? Și sare Tede Cal, spune, din slavă, pardon. E adevărat că se găsește la slavă din Croația, dar acolo e foarte, și că la unii înseamnă, și în limbile slave înseamnă lucruri diferite. Dar acolo există în Croația chiar un lac celebru de mare lux, care se cheamă chiar Vrana, dar acolo se vorbește după tradiția lor de păstori romani. Dar nu mă interesează asta. Grecii dau două variante, una tracă, una latină. De fapt, există trei etimologii. Cert este următorul lucru, că dacă e după o etimologie, care de fapt, cum vorbeam atunci cu Patapievici, că spunea chiar așa, e chiar așa. Că spuneam, de fapt, din punctul meu de vedere, explicația sau etimologia ce stabilește? Stabilește un fel de explicație prin cauză, nu? Etimologia. Cum spunem noi albunii la cauză? Nu. No. Și cum folosește genial George Perdichi în traducerea scrisorii întâi a lui Eminescu. Spune el protaitie. Protaitie, în sens metafizic. Itie. Îngrecește cum se scria? Aitia. Da? Apropo, și de moștenirea cealaltă. Când au intrat cuvintele în română? Toate au intrat târziu sau nu? Am vorbit data trecută, nu mai vorbesc acum. Părerea mea e că multe au intrat și în perioada veche. Da? Explicația prin cauză, sau și de curând Marius Sala, academician, a scris ceva și acolo stăteau niște explicații nefilosofice, pentru că din punctul meu de vedere, filologii, majoritatea, că vorbeam cu Matilda, și nu mă raportam la ea, nu vorbeam de ea, dar majoritatea, îmi pare rău, nu au o cultură filozofică. Și au lucrurile foarte simplu. Dar eu cred că explicația doar prin cauză este o explicație falsă, pentru că este o explicație idolatră. Și este idolatră pentru că este încremenită și se raportează la un izvor original, făcând abstracție de diacronie. Ce înseamnă de diacronie? De desfășurarea istoriei în timp. Spre exemplu, lao, cuvânt arunesc, vechi. Vine de la laos, din grecește. Știți cum era pe vremea lui Homer? Ce însemna laos pe vremea lui Homer? Însemna bărbații activi. Că femeile sărace în Grecia antică erau baie de capul. Nu ajunsese Consiliul Discriminării pe vremea aia acolo. Da? Dar la Sfântul Vasile cel Mare ce înseamnă? Știți ce înseamnă? Poporul duhovnicesc. Adică era poporul din biserică și care se distingea de sacerdoți prin simplul fapt că nu avea funcție sacerdotală. Că cei care făceau parte integrantă din Lao, din Laos, nu aveau funcții sacerdotale. Dar după aia, cum glumeam cu Matilda, ia ea, te rog frumos, dicționarul franțuzesc. Hai să ne uităm la francezi. Că ăștia au devenit analfabeți între timp. Hai să vedem. Ea, care era filofranceză, aia vorbește așa acum. Zic, hai să vedem ce înseamnă apofaticos, apofatic în franceză, și ce înseamnă exact pădos. Și înseamnă laic în franceză. Păi acum, laic a ajuns să fie un concept care este opus biserici. Laic. Adică opus biserici. Adică confundă laicitatea, care ținea de o sobornicitate și de o trăire înăuntru bisericii, cu ce? Cu ce confundă? Secularism. Cu secularism, exact. Perfect. Vedeți? Așa și denumirea de grec și de elin, de-a lungul timpului, dacă o privești, o e razna. Pentru unii ar poate că stai așa puțin, mamă, ce mândri suntem noi. Încep să devină mândri unii dintre ei. Spre exemplu. După aceea, ce însemna grec în armână? Te iei cu mâinile de cap. Am citit în proverbele alea, când am vorbit data trecută. Da? Deci vedeți cum stau lucrurile. Și atunci, deci la un moment dat, paradigma se schimbă, armânii încep să atârne și este evident că sunt copleșiți. De ce? De terminologie grecească, care privea strict ritualul. Aproape toți termenii din ritual sunt grecești. Spre exemplu, Matilda Caragiu, și ajungem la primul text
da? Care se cheamă liturghierul armânesc sau arămân, spuneți cum vreți, în română sau în armână. Acest liturghier este descoperit din 1900, de fapt, nu știu când a descoperit, Mitko Coafezi, Matilda spunea, nu știu dacă acest om avea și rădăcini armenești sau nu, dar în 1956 îl aduce la Academia Română. Iar Matilda, în 1962, publică această carte, liturghierul aromânesc, de atunci a rămas și chioară săraca, că s-a chinuit atât de mult cu el, apropo de unii care o înjură astăzi și au autopeul să o înjure. Da? Că ei sunt mari patrioți. Deci pur și simplu a chiorât săraca, e o capodoperă. E o capodoperă. Și cu o interpretare din toate perspectivele, și din perspectivă lingvistică, și din perspectivă culturală, și din perspectiva arheologiei spirituale, și din perspectiva semnificațiilor lexicului latin, lexicului albanez, lexicului grecesc, și așa mai departe. Când vorbește de terminologii, spune că toate sunt grecești, deși cel mai mult lexicul fundamental în acest liturghier este de origine latină. Dar așa se explică lucrurile. Așa se explică lucrurile. Asta este oare prima carte? Asta este nedatată, nelocalizată. Matilda, pornind de la troparele care erau închinate anumitor sfinți, dintre care unii erau vădit în legătură cu anumite mănăstiri sau biserici din Moscopole, înclină să creadă că este vorba despre Moscopole. Dar nu există dovezi certe cum ea însă își recunoștea. Ceea ce este evident este că limba în care se scrie este în directă legătură cu limba moscopolenilor, adică cu limba rămânească. Despre care un fărșelot spune că e un dialect fărșelotesc, din mândrie. Oricum este limba rămânească, nu este limba arunească. Adică limba pe care o vorbesc pindenii și grămăstenii. E celălalt dialect. Sau celălalt grai. Matilda spune, raportându-se la cerneală și la alte criterii, spre exemplu, textul arunesc, că ce cuprinde? Cuprinde liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, nu? Pe de o parte. Dar cuprinde și tot felul de tropare, cuprinde și chestiuni care sunt în legătură cu proscomidia, și așa mai departe. Și toate sunt în armână, mai puțin indicațiile tipiconale care sunt în grecești. Tocmai de aceea textul este și foarte curat și foarte frumos. Și poate facem o exemplificare aici, să citim ceva. Să vedeți cam cum suna limba. Matilda crede pe la începutul secolului 18, adică pe la 1700 și ceva, la început. Ea se raportează la cerneală și la alte criterii. Cu cerneală neagră era scris textul armenesc, iar cu cerneală roșie indicațiile tipiconale care erau în grecește. Știm că în 1731 apare inscripția lui Nectarie Târpu, care este în directă legătură cu Maica Domnului. Nu? Muma Dumnezeu, oară, trănoi, pecătoși, oară, da? De la Orațiu, din latină. Roagă-te pentru noi păcătoși. Și Matilda spune că acolo se legitimează limba armenească în context balcanic și european, că e pusă alături de greacă și de albaneză, de latină. Dar există texte armânești mai vechi, din perspectivă religioasă, apropo de sărăcia lor? Există sau nu există? Sunt legende. Unele dintre ele confirmate din mai multe surse. Spre exemplu, cine are ochii buni, dacă nu se pot eu, Dina Cuvata, în Biblia aceasta, într-un fel începe în prefață cu asta. Și vorbește de un fel de boicot la nivel balcanic, care ascunde tot felul de texte. Și, inclusiv Matilda, în studiul Biblia și Armenii, se întreabă, bun, și alea, o să vedeți alea, la ce se referă. Unde sunt? Și o să vedem de ce. Nica nu iar mâini, cam anu poiar mase de tute ala antimiles de tu Balcanul Estru și fără de ună vlăhie un stat al nostru, am aș fără de un episcopat al Unescu. O să ajungem la povestea asta. Așa, și sare. Și după aia vorbește și el despre episcopiile care au existat, că rămăsese la Vasile al II-lea, bulgarul Octonul, da? Deci pe lângă alea
inclusiv din acurată vorbește de episcopia de la Pârlea, adică de la Prilea, episcopia de la Florina, da? Eu pot să adaug acum, că am uitat, m-am oprit, episcopia de la Lăsun, episcopia de la Lăsun, zicem iarnește Lăsun cu un toponim latin, grecii spun Elasona, apare în 1513, contopindu-se de fapt cu episcopie care exista în Tesalia, cu 200 și care era testată, putea să existe mult mai demult, dar era testată de zvoare bizantine cu 200 de ani înainte. Este vorba de episcopia de la Domenicos din Vlahia. Vlahia fiind Tesalia. Tesalia fiind Elada. Erau sinonime. Da? Așa, și spune, vorbește de scriere de la 860-870, după aceea vorbește de scrierile Sfântului Naum, sau Naum, Ahiu Naum, cum spune românii, care este la Mare Evlavie și în Macedonia și în Albania, inclusiv astăzi. Mulți care au venit din spațiul ăla se chemau Naum, pentru că era Mare Evlavie la acest sfânt. Nu, inclusiv poetul, da? Contemporan, Gelu Naum, care taicul său venise, era tot un poet, tânăr, a murit în război săracul, venit la Ohrida. Da? Era la Mare Evlavie numele ăsta. Iar eu, un director de muzeu din Macedonia, a fost pe Iugoslav, mi-a confirmat că le-a văzut. Și mai mulți au confirmat că au văzut manuscrisele astea care stau la obroc. E vreo minune că stau la obroc? Nu. Pentru că boicotul a fost total. Ia uitați ce spune acest mare erudit premiat de Academia Greacă, da? Gheorghe Arblatar Țima. Stămăria cu doua, ea este veacla pronunțare. Vorbește de cum se scria Stămăria, adică Maica Domnului în Muntele Athos. Și vorbește de tradiția pe care l-a învățat-o de la un mare erudit armân, călugăr erudit, de la Marea Lavră. Marea Lavră, unde până la un moment dat, nu foarte de multă vreme, starețul era armân. Acum e grec. Și spune așa, Stămăria cu doua oa, ea este veacla pronunțare, ama și scriare, cum ne spunea un călugăr armân și învițat de la mănăstirea Lavra, ația Camamarea de la Sfântul Munte Athos, la anul Unirii 963, care ne prezentă și scrise vechi documente pre limba rămânească. Cu una A, să scrie maș, andamână în cape, în gustimea de locul a icoanelor. Deci se vorbește de cum se scria Stămăria în Muntele Athos. Păi dacă se vorbește de o subtilitate de genul ăsta, cu doi A și nu cu un A, nu exista scriere acolo, bineînțeles că exista. Dar unde sunt scrierile alea? Unde sunt scrierile pe care Matilda doar le-a văzut? Le-a mirosit la Salonic. Unde sunt? Și nu i-a dat nimeni. Deci este evident, cum spunea și Matilda, că se scria de mult. Cert este că acest liturghier are o importanță covârșitoare și din perspectiva documentului de limbă pe care îl atestă, dar are o importanță covârșitoare și împotriva pseudo-argumentelor acelora, și în special ale grecilor, care spun că rămânii niciodată nu au ținut slujbă în limba armânească. Păi uite, un text de slujbă în limba armânească. Exact din zona aia aristocratică. Din arealul moscopolitan. Că era de acolo? Sau că nu era de acolo? Nu știm exact, dar cert este altceva. Că aici, și nu mai stau să caut textul, eu vă spun. Puteți să-l citiți voi. Știți că există rugăciunea în Biserica Ortodoxă și când începe liturghia, la începutul liturghiei, da? Când te rogi pentru oraș, pentru toate orașele, pentru toată țara, pentru toate bisericile, ei aici se rugau făcându-se distinția între alea pentru bisericile din păzare, cu sensul de oraș, de piață, și din hoară, de aproape. Adică existau un sat pe aproape, dar existau mai multe biserici, că se rugau prin acest text, pentru mai multe biserici din oraș. Care oraș? Nu știm. Dacă era Moscopole sau altul. Era, până la urmă, salvă de metropole până la Iannina. Erau tot multe metropole care au fost lase de pe fața Pământului. Deci asta este înainte și de contactul cu latinismul și înainte de contactul cu românii. Cu ceea ce grecii numesc, peiorativ, rumanichii, propaganda, e propaganda românească. Că vezi, Doamne, atunci s-au trezit armânii la conștiință națională. Pardon. Nu s-au trezit. Când vorbim data viitoare despre Neofiduca, o să vedem. Și alte lucruri. Deci, până una alta, acest text este nedatat.
are o importanță covârșitoare. Amatilda îl analizează din toate perspectivele, cum am zis, din perspectiva diftongilor, din perspectiva sintactică, din perspectiva, din perspectiva semnificațiilor culturale, din perspectiva lexicului albanez, ca să ateste că de fapt era dintr-un anumit spațiu, din perspectiva oului finar, pentru că acesta care a scris manuscrisul este, era evident că era un cărturar foarte temeinic. Dar având în vedere poliglosia minor din vremea aia, și mai ales că la Moscopole știm că pe lângă greacă se studia inclusiv latina și multe altele, bineînțeles, pe lângă toate disciplinele celebre cu filozofie, teologie și toate celelalte, fiind de fapt singura universitate de anvergură din spațiul grecesc de atunci, iar celelalte care existau nu erau la grecii propriu-zis, ci erau la noi, la Iaina, Coja, în Castoria, Larisa, pentru că aia de la Atena, de-abia pe la 1900 ceva, apare donată de baronul Sina și Gustav Weigand, care o și vizitează și are și un fel de articol comic, prezintă cum se prezentau, de fapt, studenții acolo în băncile Academiei din Atena și face bășcălie și spune, acum, după ce Armânul Sina va dona Academia, acum armânii să vă doneze și academicienii. Bine, nu greșise mult, pentru că au fost o grămadă de academicieni. Dar înainte de asta, bine, a existat Academia Ioniană din Marea Ioniană, dar înainte de astea toate erau universități celebre la Metsovo, la Larisa, așa, și la Ianina, mai ales, unde erau două colegii celebre, a lui Maruții și a lui Balan, sau de Armin, care erau și în concurență. Unul dintre Maruții e celebru. Ajunge tocmai în spațiul austriac și german, își căsătorește fica, nu își căsătorește copilul cu o Karajani. Vă aduceți aminte? Herder von Karajan, da? Familia Karajanaților pe care Eminescu i-a cunoscut la Viena. Și despre care Eminescu scrie. Când am vorbit despre Eminescu, am prezentat lucrurile astea. Și ca să vedeți istoria rumnească nebună, acest Maruții ajunge mare șambelan la împărăteasa Rusiei și el sponsorizează pe cine? Pe Colocotroni, marele general Colocotroni, ca să pornească revoluția împotriva turcilor în Peloponez. Dar pe Colocotroni, cum îl numeau grecii? Care era porecla lui? Vasileos Ton Vlahon. Adică regele armânilor. Și acum grecii spun că nu era român. El avea... doar în trupele erau armâni, ăștia nu era. Dar vedeți legăturile. Da? Ianina, Austria, Germania, Rusia, Peloponez. Apropo de cosmopolitismul armânilor. Georgiana, Henning, Aminen, Heam? Maștine, Aihili. Și are ochelață, dar că am găsit. Să citim așa un fragment, așa cum începe. Uite, citește și deci, dacă te descurci cu literele, că e complicat, deși cartea foarte veche. Îmi dau lampă. Ca să vadă cum sună limba pe la 1700. Ați ascultat vreodată? Am găsit. Am găsit. Cum? A, te găsit și. Bravo. Pauză analga. Analga. Mașini două rânzi. Alăvdat ești tu, Dumnezeu al nostru, daima tora și daima și tu tăieta a etilii ești. Tini Dumnezeu ești aiusit, fuchia ta este aiusită, tini aiusit ești, ni mortu, ni luianu, noi trei ori zâți. O amiralu a țărurilor, hăși desit de alictu a sufletilor. Tiniți ești tu iți două loc madininti. Și tu ti li umpli cu hăznoul a țăl bunlu. Turi. Așa ți ca un... Pardon. Ca o mostră de limbă. Azi, la partea, facem și arunește numai. Altă dată. Da? Interesant cum se numea Sfântul Duh la, în spațiul ăla atunci. Aghiul suflet. În Codex Dimonie, și deja înaintăm în timp, un manuscris pe care îl găsește și publică Gustav Weigand, nu spre 1900, 1800, nu știu că 94 sau mai mult, nu vreau să greșesc, că nu spun precis, și care de fapt e o suită de didahii, adică de predici, scrise de tip diferiți, pentru că ăsta este unitar din perspectiva limbii, textul ăsta. Adică scris doar de o persoană. Dar acolo avem mai multe didahii, mai multe predici, care sunt scrise de persoane diferite, de acolo se vorbește de Aghiul Duh. Până la urmă, s-a ajuns la formula Sfântul Duh în textele recente, să zicem, moderne, armânești, pentru Sfântul Duh.
probabil și sub o influență românească, dar nu este deloc greșit. E corect și așa, și așa, și așa. Problema este că Ahiul Suflet poate crea confuzii. Și, de fapt, orice știință și orice scriere, cu cât înaintează în timp, operează cu ce? Cu distinții. Ăsta este mersul științei. Cu cât înaintează, operează cu distinții. Ei, ajungem la Codex Dimonie și la altă problemă. Bun, unii combăteau că armânii țineau slujbe în armână. Uite că țineau, că există dovada. Dar, dincolo de asta, predicile oare cum le țineau ei pe acolo? Cum le țineau predicile? Mai ales că la 1770 și Tedecan are un studiu excelent, absolut excelent, unde vine cu noutăți față de alții. Și face niște observații geniale cu privire, care de fapt erau simple de făcut, dar știți cum este. La mulți le dau orbarea, ca să vă dicte armeniște, adică dar vorbesc cu sâmbita și nu văd, dar atât de cal vede cu ochiul lui critic și spune, ia uite cavaliotul ăsta, câte cuvinte domestice folosește ca să le învețe armânii. Adică să învețe, deci folosea cuvântul armânesc, dădea similarul grecesc ca să învețe grecesc, ce? Pentru că era de fapt un lexicon tetragloson, era în trei, era în trei limbi, în albaneză, în greacă și în armână, și încerca să învețe pe armâni în grecește anumite cuvinte care țineau mai degrabă de lucrurile domestice. Pentru că alea bisericești prin biserică le erau foarte familiare, limpede. Dar alea domestice nu. De-aia Danila Dani Hagimos Popoleanu, cel personajul acela comic care se semnează Misiodacul, da? Misiodacul, adică Dac din Moesia, și cheamă pe armâni să se lepede limba și să se grecizeze, tot așa, încerca să învețe grecești. Deci, observație genială cu privire la chestiunile domestice. Și atunci, predicile, cum le țineau ei? Este evident că le țineau în armână. Iar Codex Dimonie este o dovadă că existau predici în armână. Iar nu se mai poate combate lucrul ăsta. Dar unde sunt toate alea? Unde sunt? Unde sunt evangheliile traduse din Mihail Boiagi? Despre care scrie Bolintineanu în prefața la prima reeditare pe care o face parcă cu Cristian Tel împreună, nu are importanță. Nu cu Cristian Tel, cu ăla, nu vine în capa, nu vreau să greșesc. Deci unde este Evanghelia, pe care inclusiv Pericle Papahagi a văzut-o și o și descrie ca fiind foarte frumoasă, ca fiind o operă artistică, și din care se citea în biserica din Vlahoclisura. Se zice că Papa Sofronie, acel preot, a ascuns-o așa de bine că n-a mai găsit-o nimeni. Și atunci este de mirare că nu se găsesc manuscrise vechi arunești? Sau dacă se găsesc, sunt ascunse? Păi aduceți-vă aminte. Deși cartea lui Danila Dani Hagi Moscopoleanu era o carte prin care el a autoproclamat misiotac, adică total ridicol, total ridicol, deci îi chema pe armâni să se grecizeze, totuși cartea nu se mai găsește nici ea. De-abia s-a mai găsit. Și toate exemplarele, cum s-a întâmplat și cu exemplarele lui Cavalioti, când mă întorc la protopiria lui Cavalioti, despre care vorbeam adineaori, care a fost publicată la Veneția în anul 1770 la tipografia Antonio Bartoli, în directă legătură cu armânii care circulau și care, de fapt, mulți au fost directori la celebrul colegiu flamingian din Veneția, acolo în spate la San Marco, unde era instituția învățământ superior. Deci, două exemplare s-au găsit. S-a găsit unul în Occident și l-a mai găsit Ion Bianu, vrednicul Ion Bianu, secretarul general al Academiei Române, care, deși nu era un om bogat, imediat a aruncat banul și s-a dus la un anticar german în spațiul german și a făcut rost de aia, dar acolo lipseau câteva pagini. Dar când Roveanu are o remarcă excelentă, spune cartea lui Adam Hagi Moscopoleanu, care era și în bulgară, și în albaneză, și în armână, și așa mai departe, că îi chema pe toți să lepede tradițiile și limba ca să devină romei, romei, adică greci, că până în perioada modernă ei și-au spus romei și nu și-au spus greci, din celii, nu s-au mai găsit. Și spune că Androveanu o remarcă excelentă, spune, era o carte bumerang, efect de bumerang, ca armânii când au văzut, mamă ce frumos se scrie limba noastră, că spre deosebire de lexiconului Teodora Anastasie Cavalioti, care presupunea trei coloane și nu știu mai ce și alte lucruri, nu mai stăm să povestim acum.
se descrie în cartea, poate vorbim data viitoare când vorbim despre mai multe. Asta era, ce mai, era un adevărat ghid de conversație acolo, era mustea acolo de conversație și de, era o adevărată proză acolo. Și culmea, slavă macedonenii, adică bulgarii, să zicem, care atârnă de dialectul vestic al limbii bulgare, după unii, sau după alții care au o limbă total autonomă în raport cu bulgara, că se ceartă și ei ca chiori între ei, ei se legitimează prin acea carte și e prima carte pentru ei. Și când au retipărit, au tipărit-o numai, bulgara n-a mai tipărit-o și în armână. Dar uitați, efectul de bumerang. În loc să-i trezească pe ea, în loc să-i grecizeze pe ea, au spus, uite ce frumos să scrie limba noastră. Și atunci când au văzut ăștia de la patriarhie, au spus, praful și pulverea. Iar Gheorghe Constantin Roja, în celebrele lui cărți, în cele două cărți, pe care le publică în spațiu german, una dintre ele fiind tradusă aproape simultan de un Hargea, de nu mai știu cum îl chema, de un armân, de pe la Craiova, în limba română, și el vorbea de tipărituri, de tipărituri armânești în Moscopole. Păi erau chiar așa tâmpiți să nu publice ei în armână nimic, fiind cărturari de anvergura aceea. Bun. Deci avem liturghierul, avem codex Dimonie. Dimonie vine de la o familie din Ohrida, de armâni. Predici în toată regula. Cum spune Matilda, repet, cu de o autenticitate și de o frumusețe care nu a mai fost recuperată niciodată după contactul cu latinismul și cu românitatea nord-dunăreană, spune Matilda. Adică sunt textele autentice, armânești, fără nicio influență, curate, cum erau. Limbă curată. Și atunci, ca să înțelegem cum stă treaba cu scrierile religioase, trebuie să înțelegem contextul istoric. Hai să vedem câte ceasul. 19.47. Ză, până când nu stăm? Ok. Bun. În perioada modernă, armânii s-au manifestat, că mulți din greci, inclusiv un prieten, au spus, asta e o chestie inventată nouă, acum pe asta. E nouă. Păi nu e nouă deloc. Și nu o să stau să povestesc toate demersurile. Haideți să vedeți comedie balcanică. Sper că nu fac cum am făcut cafeaua pe care am pus-o în diplomat cu tot cu ceașcă. Să-mi curc aici cărțile. O să am nevoie de cineva cine are ochii buni să citească în român un text. Deși textul ăsta, deci un studiu, e un fel de retrospectivă din perspectivă modernă a mișcării naționale armânești, sau mai degrabă româno-armânești, sau a româno-române, cum am numit-o Tedecal, că unii au numit-o, de fapt, au numit-o grecii, adversarii propagandă românească, era, de fapt, o mișcare cu armâni și pentru armâni amestecată, cu lucruri foarte amestecate, și o să vedem că erau foarte amestecate. Dar cert este un lucru. Că studiul aparține lui Gheorghe Zbuchea, e foarte bun, este excelent, din perspectiva evocării evenimentelor care s-au desfășurat în timp în perioada modernă. Dar este o catastrofă acest studiu, din perspectiva terminologiei lui. De ce? Pentru că, am spus, știința, cu cât înaintează, operează cu distinții. Ori terminologia trebuie să fie clară. Tocmai de-aia a fost un scandal și în cultura românească în legătură cu armânii. Au fost numiți, inițial, români macedoneni. Da? Sub anumite influențe, cu școlile românești. După aia au numit macedo-români. Alții au numit